mulțumesc lui Dumnezeu că n-au reușit să-l pun la pământ. La ceva, nu? Puteau să-l desfigureze, nu? Sunt atâți în țară, nu? Păi, încă o dată, pe cei care se ocupă de așa ceva, trebuie să-mi rău ca să putem face o reparație după aceea. Trebuie să prevenim. Sunt vorbele unui părinte al cărui copil a scăpat ca prin minune de colții unor câini care l-au atacat în timp ce mergea la antrenament la sala de atletism. În ultimele două zile au fost mușcați 3 copii în timp ce veneau sau plecau de la antrenament. Toți 3 acum fac tratament antirabic. Rugăm prin intermediul dumneavoastră să faceți public acest aspect pentru a se lua măsurile necesare de către primărie. În zona sălii de atletism și a terenurilor de fotbal umblă în haită 15 câini și atacă din ce în ce mai des copiii. Nu trebuie să așteptăm să aibă loc o nenorocire. Mulțumim anticipat. E mesajul unui antrenor care vrea să-i salveze pe copii de la o nenorocire. Dimineața zilei de miercuri, băiatul meu mergea spre antrenament la sala de atletism, coborând despre cascada spre sala de atletism, unde a fost atacat de o haită de 20 de câini, sfâșindu-i pulpa piciorului, necesitând internarea sa la clinica de contagioase. De o săptămână, câinii și-au făcut un obicei de a ataca pe oricine le calcă teritoriul. Le-au căzut victime 3 copii care mergeau la antrenamente, dar de colții lor nu au scăpat nici adulții. E dezastru ce se întâmplă. Ema, la cei 9 anișori a ei, a trecut prin momente de groază. În timp ce venea la antrenament, a fost pur și simplu atacată de această haită de câini care își face veacul în zona sălii de atletism. A avut noroc că a scăpat doar cu o mușcătură. Și mie mi este frică de ei, dar unui copil. Acum ceva vreme era să cad și eu în colții lor. Trebuie făcut ceva că nu se mai poate. Și elevul meu, Eusebiu Chiper, a trecut prin clipe groaznice, fiind foarte aproape de o nenorocire. Îl așteptam la sală când deodată am fost sunată de mama lui când mi-a spus că Eusebiu e la spital pentru că a fost mușcat de câini. Acum trebuie să meargă din 2 în 2 zile să facă vaccin antirabic. Problema e că este frică să mai vină la antrenamente. În colții câinilor agresivi a căzut și un adult. Electricianul care lucrează la noi la sala de atletism a fost atacat cu sălbăticie de aceiași câini și l-am dus chiar eu la spital. Vă spun foarte sincer că ne este frică să mai venim la sală. Copiii sunt panicați și le e frică să vină la antrenamente, iar părinții în mod normal se gândesc tot mai serios să nu îi mai lase. Ca și părinte, sunt foarte nemulțumit și aș avea o întrebare pentru primăria Bacău, pentru serviciul ecarisaj. Dacă ar fi în situația mea, cum s-ar simți domnul de acolo care se ocupă de așa ceva? Vlad Luca s-a salvat singur datorită sportului pe care îl practică. A lovit câinele respectiv, când s-a simțit mușcat, s-a întors și l-a lovit și a fugit și l-a scâin după el. Deci face atletism. Iar acum? Urmează un tratament după o schemă dată doamna doctor, la 5 zile merge și face antirabic, a făcut și antitetanos, există injecții destul de dureroase, cel puțin antitetanosul. Dacă va mai merge la antrenamente, e greu de spus. Prea mai are curaj să meargă pe acolo, nu trebuie însoțit tot timpul. E o situație mai dificilă. Situația haitei de câini agresivi e mai veche. Stau în zona sălii de atletism și cunosc problema acestor câini pentru că l-au atacat și pe băiatul meu. Iar acum ceva timp am coborât din casă după ce am văzut pe geam cum acești câini au sărit la alți copii și la o femeie. Sunt de groază, sunt 3 generații de câini care stau în cimitir, iar când îi apucă, ies de acolo și atacă pe oricine. Și Tudorel Gherasă, dar și Georgel Cojocaru de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret au fost aproape de a face cunoștință cu colții haitei care își face de cap mai ales noaptea. De ce sunt așa agresivi? Probabil din cauza frigului. Acum i-a adunat mai mulți. Probabil sunt hrăniți dintr-o zonă de acolo. Cred că frigul și hrana care îi primesc îi adună. Trimit mâine echipaj acolo. Uitați, mi-am notat 3 câini sala de atletism. Trimit echipaj în zonă. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-au reușit să-l pun la pământ. La ceva, nu? Puteau să-l desfigureze, nu? Sunt atâți și în țară, nu? Păi, încă o dată,
ba pe cei care se ocupă de așa ceva. Trebuie să rău ca să putem face o reparație după. Trebuie să prevenim.